Tocmai eșecul în fața echipei sale de suflet Dinamo i-a fost fatal lui Tibi Selimeș. Antrenorul a fost chemat azi dimineață la club unde i s-a propus încetarea contractului. Selimeș a spus că nu este normal ca după o înfrângere să fie dat afară. Asta pentru că echipa a avut și jocuri bune, însă greșelile individuale au dus la asemenea rezultate. Împreună cu Selimeș a plecat și Ionel Tămășan, cel care se ocupa de pregătirea fizică a jucătorilor. Nu cred că e normal să renunți la un antrenor numai pentru că s-a jucat un meci slab. Că restul meciurilor, dacă luăm etapă cu etapă, am făcut meciuri bune. Dar la noi, după două, trei etape, deja se vorbește de schimbare. Deci asta înseamnă nepricepere la acest sport, nepricepere la fotbal. Pentru că tu nu poți să-ți formezi nici măcar o idee, nu poți să-ți formezi într-o lună, două, deci. Se pare că noul antrenor al Petrolului va fi Sebi Tudor, care va fi la prima sa experiență ca antrenor în Liga 1. El a mai pregătit Petrolul în Liga 2 și a mai avut două experiențe în Arabia Saudită.